Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 22 de pe mapa Galdenberg, Gulgelberg, cum se numește. Bă, eu tai copaci, pe cum bine vedeți, am tăiat ceva. M-ați văzut și în short-ul meu făcut ieri, nu astăzi. Bine, să fac și unul în timp ce filmez, dar când voi fi în pauză de filmare. Hai să-l tăiem pe ăsta. Vreau să tai ca să pot să-mi... să extind cumva zona, dacă e, adică să vând terenul, să nu... Nu știu dacă o să și plantez zona apoi, dar... rămâne de văzut. Dacă îl vom planta, am umplut un camion, bine, zis îmi proclamă, parcă așa de la dracu, adică aproape deloc. Și să nu uit, dacă vă place ceea ce vedeți, abonați-vă, lăsați un comentariu și dați un like, nu vă costă nimic, doar o secundă din viață. Bine, comentariul vă costă mai mult, iar like-ul vă costă o secundă, nici o secundă, o atingere de ecran sau un click, dacă o uitați de pe culcalator. Ce să luăm și pe ăsta, pe ăștia doi, de fapt, după aia mergem să ducem camionul la Sauville. Să vindem lemnile. Sauville aproape de ferma noastră, ca să înțelegeți unde e Sauville de aici. E destul de departe, dar îl ducem noi acolo. Și trebuie să dăm și bani la bancă, dar o să-i dăm bani de pe teren, cum s-ar spune, și cred că ceva bani din lemne va trebui să dăm. Bun, hai să oprim pe ăsta, să ne dăm jos. Și să mergem la camion. M-am și aici lemne tăiate. Ieșim la drumul principal. Aici e lemn de mine adus. Și aici e camionul meu care l-am lăsat. Hai să vedem unde trebuie să mergem noi. Noi suntem aici. Ținem drumul pe aici. Și ajungem aici. Perfect. Hai să-i dăm Biciulescu înspre destinația noastră, să zicem, lemnele, cu camionul ăsta închiriat. Nu mai știu cum să văd pe aici. Dacă o iau pe aici, e bine ea. Aparent, da, e bine. Hai să iau pe aici. Pe aici, pe aici, da, hai. N-am fost pe aici, eu m-am teleportat aici, adică... e ceva, nu? Bă, eu zic că e bine pe aici, acum vedem și noi cum e drumul. Frână. Așa. Trebuie să ne întoarcem și înapoi pe aici. Așa, e bine. Aici e un... de ăla, cum se numește, punct de observație, cum se spune. Nu știu cum se spune la vânător, la prostia aia. Așa. E bine cum merg, numai că trebuie să țin minte și când vine înapoi. Foarte bine, ok, aici e o intrare în sat. Așa. Aici, mă? Nu e aici, mă. Nu e nici nimic aici, cred că pe aici, da. Da, pe aici ai, zic eu, zise el. Foarte dezamăgit că nu găsește drumul. E bine, bine, de aici eu merg bine așa și mă duc. Hai să mergem. Aici ai? Da. Bă, aici știu că e o problemă și o să încerc cât să poate să vând cât mai puțin ca să nu mi-e... Op! Aș cumpăra Sauville, dar deocamdată nu o să fac. Adică am vândut astea, am luat 39.000. Bă, e bine, cât e Sauville ăsta? Așa de curiozitate de unde cumpăr Sauville. De aici?
Cumpărați-o de la fabrică de cherestea pentru 100.000, eu am 150. Era aici chiar pentru. Așa, hai să mergem înapoi, nu acum. Cu toate că s-ar merita să o cumpăr, dacă mă întrebați pe mine. Că scândura, în definitiv, e mai scumpă decât lemnul brut. Bă, să ajungem la... Op, 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 aici. Bă, nimica pe aici, mă. Mergem înapoi. De unde am venit. Bă, îmi place pe harta asta pădurea, vă spun sincer. E foarte frumoasă și cumva... Să zicem, e ceva. Foișor se numește asta, mă. Nu știam ce se numește prostia asta aici. Op, aici. 50, bă, rămâne 50.000. Să ne uităm cu asta scândura. Dacă am vinde-o. Cred că asta ar fi interesant de văzut. Cât ar putea să coste scândura. Hai să ne luăm pe aici. Să încărcăm lemnișoarele astea. Pe dreapta e acum, nu mai e pe stânga. Op. Așa. Așa. Pipe 1 sau pipe 2? Pipe 1. Să se încarce, nu se încarcă bine din cauza lui. A, se încarcă. Care vine acolo se încarcă, cum se încarcă, aia că se încarcă și în spate. Vom pune așa că se încarcă el. Mai vrei, mă, să te încarci pe 1. Punct. Și B. Hai să-i dăm o L. S-a închis, îi dăm și B să se închide autoload-ul. F1 și să mergem iar la lemne. Să mergem de unde am venit, cum s-ar spune. Hai că ne blocăm în acel trinchișor. Am încărcat și eu de m-am rupt. Am tăiat pe ea lungă, nu e o problemă, lasă că... Up, 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 up. Hai, că trebuie pe jos acolo. Mergem și cred că o să cumpărăm sau o mică, dar nu acum. Tiri, 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 al doi... Uleu, nu! Hai că l-am luat pe bat. Trebuie să dăm înapoi. Așa, bă, îmi place și textura drumului, dacă observați voi, up. E diferită față de controlul volanului meu, up, da, camionul meu care nu știu să-l mai controlez. Așa. Așa, op, 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 nu te du, nu te du, nu te du. Mă cam ia remorca, vă sunt sincer. Mă cam ia remorca în față mult. Așa. Norocul meu că camionul ăsta duce bine, nici nu încărcat remorca la maxim, dar duce. Dar mă gândesc să iau sawmill-ul și să fac scândură totuși. O să mă uit la sawmill acolo dacă într-adevăr așa e. E mai scump, cumpă scândura ca bușteanul, cum te-ar spune. Decât lemnul cum e el așa acum. Opa, tr 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 tr. Așa.
Op. Și la următoare intrăm la Sawmill. La Sawmill, la Sawmill, vedem imediat și cât e scândura față de... Hai vedem cât luăm acum. Am luat 23.000. Bun, hai să ne depărtăm un pic de băieții ăștia care fac scandal. Și să vedem cât ar fi scândura. Ceea ce produce și anume câte lemn și câte scânduri, câte metan putem să producem, haine, scânduri, 1000, bun, și lemnișor, cred că am trecut de el totuși, n-am trecut, haine, stafide, lemn, scânduri, mobilă. Mobilă e mai bine, da. Până la mobilă mai este. Unde e, mă? Butoi, lasă-mă cu butoi, că am nevoie de asta dacă vreau butoi. Lemn vreau. Să văd cât e și dacă e mai convenabil să aduc, să fac scânduri sau să vând ce am și gata. Unde mă lemn, nu mă, că între... mă rup ăsta cu atâtea moduri câte am. Asta e OSB, pot să fac și OSB, dar nu știu ce face OSB. Bă, eu cred că e mai convenabil scândura, dacă mă întrebați pe mine, personal. Da, e mult mai interesant cu scândura, cred. Bă, 170, hai să cumpărăm somnul. Dar așa că nu știu... Hai să cumpărăm Sawmill-ul R. Nu? Aici? R? Cumpărați fabrica de cherestea? Da, mă, dă-l încoa. Ok. Și acum vedem ce produce Sawmill-ul. Ducem lemn și ne duce scânduri și așche lemn. Perfect. Mai avem 75.000. Și lemn acum avem ceva? Nu cred că avem nimic. Nu avem deloc. Bun, băieți, eu mă duc să încarc o... treaba de asta de lemn și mă văd cu voi după ce o să duc lemnele. Gata, băi, am revenit cu lemnele încărcate, bineînțeles, uitați aici, am mâna încărcat. Hai să-i dăm la Sawmill. Le-am dat. Ne îndepărtăm un pic de camion și de zgomotul ăsta infernal și să vedem ce s-a întâmplat la linia mea de producție. Avem lemn, avem 51.000 de astea. Bun. Și acum unde ne dă, unde să ne dea scândurile, problema. Ne le dă aici. Prin spate, pe aici, ne trebuie un pic. Nu le dă în spate nimic. În spate nu nimic. Aici nu sare noastre. Cred că ne regenerează pe undeva, nu pot să știu unde regenerează. Hai să și plecăm de aici. Ok, bun. Le vindem, să nu le vindem, vedem, le las. Bun, hai să lăsăm un pic forestul deoparte, lăsăm camionul ăsta aici. Și să vedem cum stau băiețașii noștri pe aici. Ăsta tot n-am dat de capul lui. Vedem noi aici ce se întâmplă. Avem 75.000. La nimic care să ne și intereseze. Văcuțele cum stăm? Stau bine. Pe roșu, dar stau bine. Bun, asta e sămânță. Să o dăm de aici. Lângă gard.
Văcuțele este roșu, a trebuit să le ducem silici. Hai să aducem silici la văcuțe. O să cumpăr și data asta pentru că n-am rezolvat treaba cu siligiu. Cu rate mici, nu cu siligiu. Să luăm remorca asta. De spai, ce e acolo, nu știu. Da, paie. Să trecem prin gura și să dăm paiele de aici. M-am agățat. M-am agățat cu remorca, mă. Stai așa un pic, o dăm un pic, nu e așa departe, nu merge, nu, a, mă, da. Acum merge. Ia, se mai băgă, nu se mai băgă, e bun. Hai să ne luăm rația mixtă din... din... opa, din gin. Hop, și pe aici. Bă, nu te usui pe aici, mă, Petre. N-am socotit bine pe aici. Lui n-am socotit, eu n-am ieșit până trebuie. Trebuia să nu ies pe aici. Da, astea am tot ușurile astea deschisem. Hai să luăm rație mixtă de la acel siloz. Cumpărăm, de fapt, nu luăm. O să trebuie să stau să... de aici. Mai în față un pic. Și acum vedem rație mixtă. Seclă, rație mixă pornește. Opa, gata, boss. Am rezolvat și cu rație mixtă. Pe aici, pe aici, pe aici. Trebuie să aducem și paie, cred că și apă trebuie să aducem. Aici am un cotez de găini în partea aici, dar nu știu dacă o să-l folosesc, o să-l vând probabil. Și o să... să... o să, 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 să văd cu ce mă voi directa pe urmă. Hop! Hai că-mi ridică tractorul un pic pe sus. Dar sper să... a, rate totală mixă... dă-mă tot, mă, ce mai pui înapoi, mă, băiatul, mă? Gata. Lasă-mă acolo, ce joacă ăsta, mă? Ce joacă ăsta, mă? Hai, ieșim afară. Luați și mâncați, să vin să pun apă, cred că am apă aici, în... aici, opa. În acest... op, 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 ce gălăgie aici. Da, hai că ies dacă e. Bă, de fapt, intrările trebuie să fie un pic mai strâmte, nu? Aoleu, doamne, hai să mergem pe aici. Lăsăm un pic remorca asta aici. Și remorca mea, acea cisternă e pe ușa asta, să intrăm, să intrăm la cisternă. Hai un pic în față, cred că cu celălalt tractor e mai bine să intre decât cu ăsta.
Da, dacă l-am pe ăsta, nu-l mai pornesc pe celălalt. Ăsta mi se pare cam micuț, mare și nu micuț. Vezi? Ăsta nu o să intre niciodată, așa că mă duc cu ușa cealaltă. Sperând că voi putea să... Dar nu, mai că le-au pe ălălalt, dacă tot. A? Hai să luăm pe să-l băgăm pe ăsta la loc și așa nu mai face nimic. Apă au, paie n-au, dar o să le punem în episodul viitor. Sau le pun eu în offline și nu în online. Așa, ieșim și mergem la celălalt tractor să punem apă. Cu ăsta o să facem mult mai repede treaba decât cu marafetul ăla care l-am luat noi. Op, 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 hai să mergem. Să mergem acolo. Cu asta vom intra mai ușor în clădirea asta. Ne mai trebuie cel puțin un tractor. Simțim nevoia de încă un tractor. Pe lângă ce avem, mai simțim nevoia de un tractor. Hai să intrăm în grasul pădune. Să agăți. Uite, asta intră fără nicio problemă aici. Nu are niciun stres. Perfect, am apa, mă schimb. Ai. Bă, băieți, cam asta a fost episodul de astăzi. Până data viitoare, după cum bine știți, dacă n-ați făcut-o, abonați-vă, dați un like, lăsați un comentariu, dați-mi sugestii, de ce nu. În episodul viitor vom continua cu lemnele și vom cosi iarba, bineînțeles. Vedem dacă mai ține iarba sau vom cumpăra în continuare rația mixtă. Nu prea e convenabil, dar asta e. Bun, asta a fost episodul. Până data viitoare, numai bine. Pa, pa!